dar eu sunt Energy Kid. Invers. Da, am uitat. Deci... eu sunt Spina. Iar eu sunt Energy Kid. Și împreună facem cele mai tari experimente cu energie și electricitate. Pentru că să fii prieten cu energia, la fel cum sunt eu, e priză. Copii, ca să aveți energie, repetați formula: minte plus multă curiozitate la pătrat activat. Super! Faci tu valuri. Hai, încă o dată. Știi, suntem ca niște materiale care conduc mișcarea mai departe. Salutare, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre conductivitatea electrică. Este o mărime fizică ce caracterizează capacitatea unui material de a permite transportul sarcinilor electrice, așa cum noi am permis transportul mișcării mai departe. Mai facem jocul ăla? Da. Cu conectivitatea? Ia să am prima. Hai, fă tu prima. Astăzi vreau să descoperim împreună care materiale conduc electricitatea și care nu, care au conductivitate electrică. Apa, tu crezi că dacă băgăm firele astea în apă, o să treacă curentul prin ea în așa fel încât să ajungă să aprindă becul nostru verde? Spinner, nu asta, apa trebuie să o miști. Da, ambele fire? Da. Energy Kid, acum vom testa un alt element să vedem dacă el conduce sau nu conduce curentul electric. Metalul, ia să vedem cât de bine conduce metalul curentul electric. Avem aici o bucățică de metal. Super! Conduce sau nu conduce curentul electric metalul? Foarte bine, metalul este un foarte bun conducător de energie electrică. Hai să testăm alte elemente. Ce zici de hârtie? Conduce sau nu conduce? Ce zic? Să vede. Testăm. Conduce sau nu? Nu. Se aprinde becul? Nu. Nu. Asta înseamnă că nu conduce curentul electric. Și este un izolator. Ha, ha! Așa este. Și acum testăm un alt element să vedem dacă el conduce energie electrică. Ești pregătit? Da. Plastic. Ia, pune tu firele aici să vedem dacă... o să conducă sau nu. Te aprinde becul? Este un izolator. Este un izolator și unul dintre cele mai bune izolatoare. Uite, toate cablurile astea electrice sunt izolate cu plastic. Astăzi am testat conductivitatea electrică a câtorva materiale. Minte plus multă curiozitate la pătrat activat! Copii! Urmăriți-ne pe Facebook-ul Itibiții pentru a rămâne conectați la toate experimentele noastre senzaționale, șmechere pe care noi le facem cu energie și cu electricitate!